A fost secetă în această vară, însă culturile agricole tot au trebuit să fie muncite. Așa se face că mulți angajatori din domeniu au pus la bătaie zeci de slujbe sezoniere. Noile locuri de muncă nu le-au făcut însă cu ochiul celor care trăiesc doar din ajutorul social primit de la stat. La Râmnicu Sărat, în această vară, niciun beneficiar nu a renunțat la venitul minim garantat în favoarea unei slujbe sezoniere. În Serviciul Public de Asistență Socială are în prezent în plată un număr de aproximativ 430 de dosare de ajutor social. Ce aș putea menționa este faptul că pe timpul verii nu s-a înregistrat o fluctuație însemnată a numărului de dosare de ajutor social. Practic, de la lună la lună se mențin același număr de dosare suspendate pentru diverse situații, dar nu pot să spun că din cauza locurilor de muncă sezoniere s-au încetat dosare de ajutor social. Cei mai mulți asistați social au un motiv întemeiat pentru care nu renunță la ajutorul de la stat, chiar dacă slujbele sezoniere sunt diverse. În cel mai rău caz, se pot suspenda pentru o lună, dar oamenii revin pentru că nu vor să renunțe la acea asigurare medicală care le dă dreptul la medicamente compensate și controle medicale. Lunar, zeci de persoane fără venituri ajung la Serviciul Public de Asistență Socială în speranța că vor primi ajutoare financiare sau o masă la cantina socială. Cererile acestora sunt aprobate sau refuzate în urma unor anchete sociale făcute de angajații instituției.